Mergem mai departe, discutăm împreună cu Adrian Negrescu. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Tocmai ne-a explicat domnul Burlacu, discuțiile sunt într-o fază de început, o nouă etapă, un nou început, alt nivel de discuții, în primă fază despre creșterea salarială de la 1 iulie și deschisă discuția despre următoarele creșteri, despre salariul minim și planul național de reformă, ne spunea domnia sa. Aș vrea să pornim de la ce a spus în încheiere și anume puterea de cumpărare, coșul minim zilnic. Care ar fi acesta în mod real în România, dacă ar fi să facem o apreciere? Pe urmă continuăm discuția, ca să nu mai divaghez. În esență, așa pe scurt, cred că fără 1000 de euro e greu să ai un trai decent în România. Nu mă refer la trai la limita supraviețuirii, un trai decent. Adică să ai cât de cât posibilitatea de a-ți plăti facturile, de a-ți cumpăra tot ce ai nevoie și de a avea cât de cât o perspectivă corectă legată de luna următoare, da? Adică să nu rămâi cu datorii și să reușești să te descurci. 1000 de euro, atenție, de persoană. Deci dacă ai o familie cu 2-3 copii, te duci pe la 2000-3000 de euro, chiar mai mult de atât. Într-adevăr, dacă vrei să ai într-adevăr o viață decentă, e foarte dificil în momentul de față, în condițiile în care prețurile continuă să crească. Gândiți-vă, noi vorbim de salariu minim, vorbim de creșterea salariilor în sectorul bugetar, omitând să vorbim despre inflație, care este de fapt cauza acestor probleme pe care le avem în momentul de față. Oamenii simt că puterea lor de cumpărare a scăzut foarte, foarte mult și pe bună dreptate cer creșterea salariilor. Problema e, avem de unde să creștem salariile astea? Iată că sindicaliștii, bineînțeles, este rolul lor de a cere creșteri salariale, de a vorbi de echitate socială, de a vorbi de nivelul de trai, de coșul minim de consum, dar se pune problema dacă economia asta ține, într-adevăr, o nouă creștere a salariului minim începând 1 iulie. Gândiți-vă că niciuna dintre companiile din România nu cred că și-a prognozat încă o creștere a salariului minim în 2024 după cea de la 1 ianuarie. Nu mai vorbesc despre posibilă trecere la salariul minim calculat pe baza noilor criterii europene, care ar putea duce, atenție, costurile cu salariul minim de la 3700, cât ar urma să fie de la 1 iulie, pe 4285 de lei de angajat. De unde iei banii ăia din companie ca să reușești într-adevăr să plătești pe toți angajații pe care ai în momentul de față? În momentul de față, salariul net minim real este undeva la puțin peste 2000 de lei. Apropo, 2000, de 1000 de euro. Da, cam... Poftim? Da, cam 2000-2100. Cam așa, pe acolo, în jurul a 2000 de lei, hai să spunem 2300, am pus de la noi. Ce poți face dacă minimum este undeva la 1000 de euro, adică 5000 de lei, este mai puțin decât jumătate din limita minimă? Ce poți face ca angajat sau ca companie? Ca om să supraviețuiești în primul rând și ulterior, bineînțeles, compania e clar când are bugetul, e mai ușor de înțeles punctul de vedere al companiilor, dar vorbim de o țară întreagă de oameni care între subsistență și minimă decență ar avea nevoie de 5.000 de lei și noi vorbim de puțin peste 2.000, deci oricum sub 2.500, sub jumătate. Păi cred că în primul rând discuția trebuie să plece de la facilitatea asta de 200 de lei neimposabil pe care în mod normal guvernul ar trebui să o prelungească, da? Începând cu 1 iulie. Vă că despre asta nu prea se vorbește. Cu toate că uite, nu mai știu nicio când se încheie. Da, să știm efectiv dacă mai prelungim acea facilitate. Adică oamenii rămân cu bani în buzunar sau din potrivă le luăm din bani, pentru că suspendarea acestei facilități va duce la scăderea reală a salariului minim pentru angajații din România. Asta cred că este principala preocupare legată de ce poți face cu 2000 de lei. E o misiune aproape imposibilă să descurci, pentru că uitați-vă la prețul din magazine, uitați-vă la cât ne costă facturile la energie, la gaze, uitați-vă că, de pildă, distribuitorii și furnizorii de energie și gaze mențin în continuare prețurile foarte ridicate la aceste elemente esențiale care țin de viața noastră de zi cu zi, cu toate că la nivel internațional prețurile continuă să scadă. Cred că aici e problema, nu neapărat de putere de cumpărare, de cât bani câștigă oamenii, cât cum putem controla această creștere semnificativă a prețurilor care continuă.
noi având o inflație de 5,9%, nu înseamnă că prețurile scad în România. Dimpotrivă, ele continuă să crească de la o lună la alta, o rată medie de 5,9%. Nu mai cresc cu 7-8%, cresc cu 5%. Cu 5,9%, adică cu ce ne încântă, cu ce ne încălzește acest lucru dacă prețurile continuă să crească. Eram astfel într-o emisiune televizată în care un reprezentant al puterii îmi spunea că am adus inflația de la 16% la 5,9%. A, chestia asta este ceva spectaculos, pentru că după pandemie și după crize scădea de la sine fără să facă niciun politician nimic. Așa e mersul economiei, dar ei se laudă cu ceva ce... Întrebarea mea pentru politician a fost, bun, știi, asta înseamnă că o duce mai bine, că banii noștri valorează mai mult, că... Păi dacă tot au scăzut-o ei atât de puternic și e în puterea lor să o scadă la zero, care e problema? Da, dar așa este, este pur și simplu politică și nimic altceva. Reveni la într-adevăr, la viața noastră reală, aceea ce facem cu 2000 de lei cu perioadă, păi practic pur și simplu ești un sărac cu un carte de muncă, nimic altceva. Un om care abia se descurcă în actualul context. Singura veste bună e că românii, inclusiv cei plătiți cu salariul minim, încearcă să se descurce într-un fel sau altul și mai au încă un job, încearcă să facă o activitate suplimentară ca să mai văd din ce să-și eficiască bugetul, să aibă ce să le pună pe masă copiilor, dacă sunt plătiți cu salariul minim. Sfatul meu este pentru cei care în momentul de față lucrează pe salariul minim și nu vorbesc, nu e vorba de cinism aici, e vorba de realitatea lumii în care trăim. Încercați să faceți niște cursuri de pregătire în meserii cerute de piața forței de muncă. Avem nevoie, și am companii, de exemplu, cu care noi lucrăm, în domeniul construcțiilor, care se plâng că nu găsesc electricieni, zidari, muncitori, nu găsesc în agricultură. Apropo, am o companie în agricultură care caută de o grămadă de vreme niște tehnicieni capabili să repare niște tractoare. Nu-i găsesc să ducă tractoare în Ungaria să le repare, vă dați seama. Deci, la nivelul ăsta am ajuns. Nu mai vorbesc de inclusiv de zona asta de servicii către populație și acolo e nevoie de oameni și acolo nu se plătește cu salariul minim. De pildă, în momentul de față, un electrician pe un șantier din București poate câștiga undeva la nivel de 5.000-6.000 de lei net, dacă într-adevăr este un om care își face treaba cum trebuie. Adică nu trebuie să fii să stai pe salariul minim la cine știe ce patron interesat să te țină acolo cu orice scop, da? Trebuie să încerci să vezi mai departe de această situație și să te descurci. Despre asta am ajuns în România în 2024, să încercăm fiecare să ne descurcăm pe o situație extrem de dificilă pe care, din păcare, politicienii, prin deciziile luate, o amplifică, dovadă scăderea semnificativă a nivelului de trai. Vorbeam mai devreme de misiunea imposibilă să trăiești cu 2000 de lei. Aș zice că este o exprimare mult prea elegantă. Aș merge mai degrabă spre bătaie de joc, pentru că tocmai ce am auzit cum într-un an 10.000 de copii au fugit de acasă din cauza faptului că erau ori neglijați, ori bătuți în România. Dacă e să ne uităm așa pe ansamblu la mediul economic, mediul de viață și acest calcul etern al românului de să vadă câți lei mai are până la sfârșitul lunii, până la salariu, ascultându-te îmi venea în minte imaginea unui om care, da, se încearcă să se descurce, cum spuneai, cu 2000 de lei, dar asta înseamnă că nu-și mai cumpără haine decât o dată la 5 ani, își schimbă geaca, la dentist nu se mai duce deloc, vedem tot mai mulți oameni fără dinți în gură, sunt tot mai slabi și mai negri la față și de data asta nu prea mai este o metaforă, pentru că dacă pleci în provincie sau pleci la țară, toate chestiunile astea se regăsesc din nou în realitate, nu în calcule pe hârtie. Mai 2000 de lei... decât atât, vorbeam recent cu managerul multinaționale din zona băuturilor răcoritare, spunea că românii s-au întors la apa de la robinet. Pentru că nu-și mai permit să cumpere apă minerală sau sucuri, nu mai vorbesc de alte specialități naturale, da, băuturi naturale, pentru că pur și simplu nu și le mai permit. De ce? Pentru că să nu uităm că guvernul Mărinimiața a crescut taxele pe zahăr, taxele pe băuturile corzare și pe produsele eco, inclusiv pe apa minerală de la 1 ianuarie, de a ajuns o sticlă de suc de 2 litri să coste mai mult de 10 lei. Păi cât dintre români își permit să mai dea 10 lei o sticlă de suc? Adică la nivelul ăsta de sărăcie unde am ajuns, în care, apropo de statistici, da, vânzările din hipermarketuri în momentul de față s-au dus pe o zonă care aduce aminte de anii 90. Știți ce se vinde în momentul de față cel mai mult în hipermarketuri? S-au întors în topul vânzărilor margarina și mie mi se pare să parizerul. Și din nou cartofii care au devenit în continuare principala masa românilor alături de fasole și orez. Adică
Din păcate. Și acum nici măcar nu ne mai permitem soia. Soia e trecută la alimente bio, eco, la bio, cele și scumpe. Are TVA mai mare de la 1 ianuarie, cum să nu? Adică dacă vreți să mâncați mai sănătos, trebuie să plătiți mai mult. Din păcate, asta este realitatea românească despre care politicienii nu ne vorbesc. Ne păcălesc cu această idee că, uite, vă creștem salariul minim, de parcă crește de la ei din buzunar. Dar, de altă parte, uite de un lucru. Apropo de creștere din sectorul bugetar, știți că li se propune acum o creștere de 10% a salariilor. Păi dacă iei în calcul inflația de 5,9%, hai 4,9% pe finalul anului, cum zice Banca Națională, înseamnă că toată această creștere salarială se va dilua în inflație. Adică ce ne ia cu o mână, ce ne dă cu o mână, ne ia cu două mâini, ca să zic așa, prin inflație, prin această mama tuturor taxelor, cum îi spune inflație, această taxă perfidă pe care statul ne aplică tuturor, fără niciun fel de scrupule, da? Un cinism incredibil pe care inclusiv occidentalii îl văd în România și se întreabă oare ce face România de reușește aceste recorduri negative în foarte multe domenii de activitate. Păi ce face? Se spune, cum se spune în popor, își mănâncă din propria carne, în loc să producă, să crească, consumă ce are și nu ne uităm pur și simplu că la un moment dat ce avem se va și termina. Vorbim aici de oamenii care sunt din ce în ce mai sărați și mai bolnavi, de resursele care sunt tot mai puține și alea naturale care nu sunt neapărat puține, sunt neîngrijite și așa mai departe. Iar premierul Ciolacu ne spunea chiar liniștit, da, ieri alaltăieri, atât poate bugetul României, nu se poate face mai mult. Chiar nu se poate face mai mult, suntem blocați, gata, suntem atât de neputincioși, nu putem să ne schimbăm abordarea, să ne schimbăm modul în care facem economie, în așa fel încât să ajungem și noi pe creștere, că vorbeam chiar ieri cu alți colegi din domeniul economic despre ce am putea să facem. Am ajuns iarăși la un fel de brainstorming, cred că am mai făcut și cu tine de mai multe ori. Ce am putea să facem să mergem pe plus, pentru că avem foarte multe resurse, avem o populație, suntem totuși o țară mare, nu suntem o țară minusculă și facem ce facem de mergem numai înapoi. Eu cred că avem nevoie de oameni cu vizioane, oameni care se privească în perspectivă și care să aibă minime cunoștințe economice, macroeconomice. Pentru că în momentul de față, dacă te uiți la deciziile guvernamentale din ultimii 2 ani de zile, vezi că toate au fost pe ideea pompieristică de a stinge niște incendii, inclusiv în aceste zile. Cum apare un sindicat în stradă, cum îndegăm niște bani ca să stea liniștiți în banca lor, să așteptăm să treacă alegerile. Nimic din ceea ce se întâmplă în momentul de față în România, inclusiv pe zona deciziilor strategice, nu are nicio legătură cu perspectivele economiei. Dar avem decizii strategice? N-avem. Da, sunt câteva, hai să zicem că, uite, de pildă în zona agriculturii, se mai propun niște planuri, încercăm să atragem mai mulți bani de la Bruxelles, se mai fac niște lucruri, dar sunt prea mici într-o mare de probleme. Uitați-vă în industria alimentară, apropo de cum încercăm noi să controlăm prețurile, marea problemă a României și în momentul de față, toate aceste măsuri absolut aberante pe care le vedem în ultima vreme, de la plafonarea daosului comercial, la această ordonanță pe care o pregătește Ministerul Agriculturii, care va plafona daosul pentru toate produsele românești vândute în magazine, păi toate astea nu vor face altceva decât să ducă la dispariția produselor românești de pe rafturile magazinelor, pentru că acei retaileri nu vor fi, pentru ei un business ceea ce fac acolo. De ce să vândă un produs la care au un câștig mic, când pot să vândă produsul similar din import, la care au un câștig mai mare? Adică e minima logică economică pe care pare că cei de la Ministerul Agriculturii din Guvernul României nu par să o înțeleagă sau să o controleze. E pur și simplu încă o măsură care ține de campanie electorală de a demonstra că se face ceva, de când de fapt nu face ceva decât să bulversezi și mai mult industria alimentară. Suntem, din păcate, din ce în ce mai mult dependenți de importuri, pentru că reușim cu talent să ne îngropăm, practic, tot ce înseamnă industria alimentară românească. Diți-vă că chiar și în momentul de față, de vorbim de un an și jumătate de pragura aia de preț la energie și gaze, care sunt absolut peribile din punct de vedere al raportării la prețurile internaționale, în continuare nu se face absolut nimic pe această zonă, prețurile rămân în continuare foarte mari, companiile plătesc cel mai scump curent electric din Uniunea Europeană, după aceea te întreb de ce produsele românești nu mai sunt competitive raportat la ceea ce vine din import. Asta este realitatea românească, nu avem oameni cu vizioane, nu avem oameni care să știe să lucreze în proiecte și să anticipeze schimbările din piață. Să nu uităm un lucru esențial, și chiar vreau să insist pe asta. De la 1 iulie se scumpește și benzina, și motorina, da? Cu aproape 40 de bani pe litru, pentru că crește acciza din nou. Guvernul s-a gândit să mai ia niște bani din prețul carburanților. Toate astea vor aduce încă un val de scumpiri.
Sunt foarte curios ce ne vor mai povesti politicienii după 1 iulie, pe cine vor mai găsi vinovat de serviciu pentru scumpirile care vor apărea din economie. Eu să spună că atâta poate bugetul și că e nevoie și că tot noi trebuie să înțelegem. Da, și îmi plătiți mai mult. De ce? Cum? Vă dați seama că ne-am ajuns în situația ca mai mult de jumătate din venitul nostru lunar să-l dăm către stat sub formă de taxe și impozite. Pentru că în calcul simplu arată că dăm 43% taxe pe salariu, da? Puneți după aceea 19% TVA-ul pe care îl plătim la tot felul de produse și servicii, mai puneți taxele locale pe apartament, pe mașină, pe tot ceea ce consumăm noi la nivel local, mai puneți accizele la produse, tutun, băutură, coritoare, băuturi alcoolice și ajungem că aproape 60% din bani îi dăm către stat din ceea ce câștigăm noi. Nicăieri în lumea civilizată nu se înregistrează o asemenea rată de taxare pentru venituri obișnuite, cum se întâmplă în România. Da, veniturile excepționale peste tot în întreaga lume sunt taxate puternic, da? Cu 60-70% din banii pe care oamenii câștigă, din veniturile excepționale, atenție, dar nu din veniturile normale, nu din veniturile salariale ale oamenilor. Noi, din păcate, punem presiune din ce în ce mai multe oameni, încercând să ne salvăm din punct de vedere bugetar, dar mi-e teamă că această tentativă de a te salva din punct de vedere bugetar, la un moment dat, va duce România în recesiune, iar toate datele arată că, din păcate, economia frânează, funcționează cu frâna de mână asta, iar perspectivele nu arată deloc bine în momentul de față. Ideea este că după acest 60% care merge la stat, ar mai trebui să mai avem bani și de mâncare. Nu mai vorbim da. De haine, de ieșit în oraș, de dus copilul la sport, de plecat în vacanță. De a-ți face planuri de viitor, de a-ți întemeia o familie, de a-ți cumpăra o casă. De a mai face și economii. De a face și economii, da. Adică, știți ce se întâmplă? Ni se spune că stați liniștiți că românii se descurcă. Da, românii se descurcă, dar știți care e marea problemă? Că încearcă din ce în ce mai mulți români și din ce în ce mai multe companii să meargă spre economia subterană, să nu plătească taxe către stat și ăsta este marele pericol. Pentru că vedem deja în jurul nostru, mai ales în zona serviciilor, foarte multe companii care au migrat pe zona gri a economiei, încearcă să se salveze nemai plătând taxele către stat, nemai dând bon fiscal sau factură, iar acest lucru afectează mediul economic, pentru că dacă o firmă lucrează la negru, ne plătim taxe, are un avantaj practic față de cei care sunt corecți în raport cu legea, în raport cu zona asta fiscală. Ei, din această perspectivă, deja economia se adâncește într-un deficit extrem de puternic. Gândiți-vă că, uite, vă dau un simplu exemplu. Dacă statul, de pildă, numai de pe TVA a reușit să adune banii pe care firmele îi datorează, ar fi un plus la buget de vreo 50 de miliarde de lei în fiecare an. Asta ar însemna de 3 ori suma pe care statul și-a propus-o să obțină din creșterile astea de taxe care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Deci, soluția nu este să crești taxele. Soluția este să ai o colectare mai bună. Și asta se face doar printr-o acțiune coordonată a instituțiilor statului, printr-o digitalizare a serviciilor, prin măcar o campanie de informare a cetățenilor cât de important este să ceri bon fiscal de fiecare dată când cumperi orice din țara asta. Așa, iarăși, făceam perspectiva, mă duceam mai departe de la cumpărături, de la TVA-ul care ai plătit în final, companiile îl recuperează, consumatorul nu. Dacă e să te duci la doctor, trebuie să semnezi că pleci sau faci orice lucru pe răspunderea ta. În România, cetățeanul este responsabil de absolut tot și aproape că specialiștii nu mai sunt responsabili. Economiștii nu sunt ascultați de politicieni, medicii nu-și asumă dacă fac vreo greșeală, trebuie să semneze pacientul pentru orice. Atunci când mergi la cumpărături, nu te poți baza prea mult pe etichete, trebuie să știi și puțină chimie alimentară ca să-ți dai seama ce mănânci. Ajuns cetățeanul român să trebuiască să facă toate facultățile ca să poată supraviețui, pentru că specialiștii ori nu s-au ascultați, ori nu-și asumă nimic din ce fac. Spunea la dumneavoastră la prima, anul trecut pe vremea asta, că România e ca pe Titanic, știi? Titanic, filmul da. Celebru, da? S-a lovit de ghețarul prețurilor și ușor se duce la fund. Cam dar cântă! Asta suntem, cu politicienii care cântă sus pe puntea superioară, tot fel de arii electorale, iar noi pe puntea inferioară, cetățenii, ca să zic așa, încercăm fiecare să ne salvăm cum putem. Despre asta este vorba, de fapt, pentru că nu avem, din păcate, niciun fel de plan de salvare a economiei. N-am văzut în toată această campanie electorală și probabil nu vom vedea nici în următoarele campanii electorale niște planuri concrete legate de cum readucem puterea de cumpărare pe plus în România, cum salvăm economia, cum ajutăm firmele cum stimulăm firmele să creeze locuri de muncă, să angajeze oameni
să creeze lanțuri economice. Vedem doar că politicienii lansează cărți pe bandă rulantă. Parcă despre asta este vorba. Ne pun să citim, da? Să le citim cărți. Ar fi bine dacă ar citi și ei. Da, sunt foarte curios cine scriu cărțile respective, pentru că cel puțin anticipitatea unui politician judicial recent n-are nicio legătură cu discursul pe care omul ăla are în fiecare zi la televizor. Se vede că e un alt tip de raționament. Se vede că probabil cineva a scris cartea respectivă și el doar și-a pus numele. Asta e practic chestia asta în România. Cert este că în momentul de față noi nu putem vorbi despre proiecte. Apropo de europarlamentare, vedeți, o discuție legată de cum ne raportăm în viitorul, noi ca țară, în viitorul Parlamentului European la problema subvențiilor, cum maximizăm până la urmă atragerea de fonduri europene, cum simplificăm până la urmă birocrația asta europeană, cum reușim să atragem fonduri spre domeniile care sunt cu adevărat importante pentru România. Nu, absolut nimic, se vorbește doar de candidați, de TikTok, de ăla-i prost, ba nu celălalt e bun, ba eu știu mai bine decât cel. E un fel de joacă de clasa 5-a. Să se termină argumentele, se mușcă de nas. Da, și când au argumente, este mușcare de nas. Știți Bancul Zilei, nu știu că vi l-am spus. Nu cred, nu bine știu. Bine că domnul Roman nu și-a scos concediul medical, urmarea altercației cu domnul, cum îl cheamă? Colegul lui de partid, da. Pentru că dacă scotea colegă cu concediul medical, venea domnul Boloș de la Finanțe și lua 10% din salariu pe concediul medical, așa că... Din păcate, asta este România cu tot felul de taxe și impozite pe care le plătim. Dan, am rămas blocat. Da, Dan Vulceanu, da. Deci, Florin Oman avea să urma să plătească, să aibă de pătimit și din punct de vedere a salariului, dacă scutea concediul medical. Asta este România. Dar apropo de cântarea electorală, că vorbeam ieri cu profesorul Pârvulescu, nici dezbateri nu mai vor să facă, doar bateri. Da, asta este o altă problemă, pentru că dacă vă uitați în spațiu public și ceea ce discutăm noi la televiziuni, suntem mai mult noi cei care apărăm în spațiu public, care nu avem nicio legătură cu politica și care vorbim de adevăratele probleme importante ale românilor. Politicienii ne povestesc despre tot fel de lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea. Și mai mult decât atât, lansează foarte multe minciuni în spațiul public. Dovadă ultima, chiar de astăzi, da? Mi s-a spus că România a înregistrat un deficit în creștere în primul trimestru anului de 2% din PIB, pentru că au fost foarte multe cheltuieri cu apărarea, da? Am investit foarte mult în apărare. Păi execuția bugetară, păi investiții n-au fost arierate de anul trecut? Păi asta e chestia. Execuția bugetară de anul trecut, de pe primul trimestru, a apărut acum ieri sau alaltă de la Ministerul Finanțelor cel detaliat, arată că numai cheltuielile cu apărare au fost numai 12% din totalul cheltuielilor statului în primul trimestru. Deci n-au cheltuit pe apărare banii respectivi, așa cum mi s-a spus, că e război la graniță, trebuie să dăm mai mulți bani pentru apărare, pentru dotarea armatei. Nu, pur și simplu au cheltuit banii respectivi pe tot felul de chestii care au legătură cu campania electorală. Numai cheltuielile cu personalul, de exemplu, bugetar, au crescut în primul trimestru cu 19%. 36,5 miliarde de lei am cheltuit cu salariile bugetarilor. Adică ritmul ăsta, și ce spuneai tu foarte bine, într-adevăr este adevărat, sunt plățile restante de anul trecut, ca să ne iasă deficitul bugetar. Anul trecut am amânat o grămadă de plăți, numai 500 de milioane numai la autoritățile locale, 500 de milioane de euro numai la autoritățile locale, le-am amânat pentru plată în primul trimestru din 2024. Mulțumesc foarte mult, Adi Negrescu, o să ne mai auzim cu siguranță.